Sediul Căminului Cultural din Fărcășești a fost ieri arhiplin. Mai mulți medici au oferit consultații gratuite localnicilor la inițiativa primarului Dănuț Bălu. Oamenii au putut afla dacă suferă de vreo boală la ochi, inimă sau alte organe ale corpului. Ei s-au arătat încântați de acțiunea organizată de edili. Ce analize ați făcut, doamne? Pentru glicemie. Băi, și rămâne, dar am o mețeală așa în cap și... Și pentru inițiala asta, că e foarte bună și noi vă mulțumim la toți, la toată lumea și la primar și la tot. Ce control ați făcut? Păi numai ăsta-l făcui. Care? Numai controlul ăsta, la uichi. Îmi spuse că în partea asta stângă, de început de cătărată. Medicul spuse ca să, pentru ochelari, să plătesc o taxă de 500 de lei și restul până la 3 milioane îi dă primăria. Atât. Cum vi se pare inițiativa? Foarte bună! Întregul eveniment a fost realizat cu sprijinul unei organizații non-guvernamentale și cu ajutorul medicilor specialiști. Sunt doar investigații preliminare în care încercăm să determinăm exact valorile diopice de care au nevoie persoanele de aici, respectiv identificarea problemelor oculare dacă există și direcționarea către cabinetele specializate pentru acest lucru. Îi ascult să văd dacă există, dacă aud vreun suflu mai, de mai mare intensitate, le iau tensiunea, le fac și electrocardiogramă. Primarul comunei Fărcășești, Dănuț Bălu, spune că oamenii vor fi sprijiniți pentru a-și cumpăra ochelari de vedere sau pentru a beneficia de tratament pentru bolile de care suferă. Localnicii investigați trebuie doar să prezinte dovada cheltuielii suportate, iar aceasta va fi decontată. Astăzi este urmarea unei inițiative, un parteneriat între un ONG, Primăria Fărcășești și Consiliul Local. A fost preluată de la inițiativa domnului președinte al Consiliului Județean Ion Călinoiu în ceea ce privește testarea persoanelor care ar putea avea probleme de sănătate. Noi o să putem duce la îndeplinire o veche hotărâre a Consiliul Local pentru decontarea cheltuielilor persoanelor cu handicap. Primarul Dănuț Bălu și ceilalți edili ai comunei Fărcășești au promis că astfel de acțiuni vor continua și pe viitor.